Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la TV Guide! Iată care sunt recomandările TV pentru astăzi. Pe HBO Comedy de la ora 19:05 puteți urmări filmul Catch and Release. După moartea fulgerătoare a logodnicului său, Gray folosește puterea de a merge mai departe. Pe măsură ce timpul trece, încep să iasă la iveală secrete legate de cel pe care îl credea bărbatul perfect pentru ea. În același timp, Gray ajunge să se îndrăgostească de ultimul bărbat din lume de care s-ar fi așteptat vreodată să se simtă atras. Your color is like coming back and your aura is like a dusty... You're not who I thought you were. Neither are you. Catch and Release. De la ora 20, HBO prezintă filmul When the Game Stands Tall. Filmul spune remarcabila poveste adevărată a legendarului antrenor de fotbal, Bob Ladouceur, acțiunea având loc într-o perioadă care a schimbat fotbalul american. Cu ajutorul asistentului său, Terry Eidson, Bob conduce echipa către un șir de 151 de meciuri câștigate consecutiv, stabilind un nou record. Însă când soția lui îl roagă să-și îndrepte atenția asupra familiei sale, Bob este orbit de presiunea de a-și continua șirul de victorii. No matter where we go or what we achieve, nothing's ever gonna come close to what we have right here, right now. When the game stands tall. De la ora 21 pe Cinemax rulează filmul Almost Famous. La numai 15 ani, William Miller pleacă în turneu cu Stillwater, o formație rock în plină ascensiune, despre care trebuie să scrie un articol în Rolling Stone. William este un observator care pe parcurs își vede idolii transformându-se în oameni aproape obișnuiți, descoperind în cele din urmă că viața de pe scenă și viața din culise sunt două lucruri separate. I slept with Martin, Dick. I did too. Me too. I'm gay! De la ora 23, ProTV prezintă filmul Brooklyn's Finest. Veteranul Eddie Dugan mai are o săptămână înainte de a ieși la pensie, în timp ce ofițerul Sal Procida de la narcotice vrea o viață mai bună pentru el și familia lui, fiind dispus să facă orice pentru bani. Clarence Tango Butler este sub acoperire de așa de mult timp, încât ajunge să treacă de partea celor răi. Fiecare dintre ei se va trezi învăluit de violență, pe măsură ce drumurile lui Eddie, Sal și Tango ajung să se intersecteze și să se lovească izbitor de tare cu destinul. Pe Antena 1 de la ora 23:15 puteți urmări Jarhead. În vara anului 1990, Anthony Swofford, un tânăr de 20 de ani înrolat în generația a treia, a fost trimis în deșertul Arabiei Saudite pentru a lupta în războiul din Golf, iar în 2003 memoriile lui au devenit cea mai bine vândută carte. Aceasta este povestea neșlefuită spusă direct de tânărul de 20 de ani, poveste despre un război total diferit de cel despre care s-a vorbit în presă. Însă, dincolo de coșmarul de pe front, s-au născut prietenii deosebite, o camaraderie pe viață și pe moarte. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc vizionare plăcută!